Nu ține banii la bancă până când nu ai privit acest video până la urmă. Numele meu este Dorin Ciuchina, sunt antreprenor, investitor cu experiență deja de mai mulți ani și în acest video am să-ți explic cum faptul că ții banii tăi la bancă te face să pierzi foarte mulți bani. Adevărul este că foarte mulți oameni astăzi preferă să păstreze banii lor la bancă, deoarece mai întâi de toate asta este comod, acolo majoritatea primesc salariul direct pe card, în al doilea rând asta pare a fi mai sigur decât pur și simplu să-i păstreze acasă, undeva sub saltea și odată ce banii stau la bancă, păi deja foarte mulți se gândesc de ce să nu-i pun la procente, la depozit, la un depozit bancar și măcar să primească ceva procente din acei bani ca să nu mi-i mănânce inflația. Sau în cazul în care tu singur nu te gândești că haide să pun banii mei la procente, să fac un depozit bancar, banca singură vine cu ideea ca tu să pui acei bani la procente, ca ei să nu stea acolo pur și simplu așa. Respectiv, banca are interesul să-ți propună ție acest depozit bancar pentru ca să câștige bani din asta. Cum se întâmplă acest lucru? Depozitul bancar funcționează în felul următor. Existi tu care ai o anumită sumă de bani la bancă și există banca. Să spunem, tu ai, nu știu, 1000 de euro la bancă, respectiv există banca care la un moment dat, văzând că tu ai acești 1000 de euro, se gândește să câștige un pic pe seama ta și îți propune, dragă tu, de ce să nu depui acești bani la procente? Iată, noi o să-ți oferim ție, spre exemplu, 4% anual. Și la final de an, când tu o să ai nevoie de acești bani, tu o să poți retrage deja 1040 de euro. Adică 1000 de euro plus 4%. În același timp, banca găsește alte persoane care au nevoie de credite, așa scriu aici, credit, și care sunt gata să împrumute 1000 de euro sau mai mult, nu cu 4% anual, dar, spre exemplu, cu 10% anual, să spunem așa, da? Spunem aici este oarecare altă persoană sau alte persoane care sunt gata să împrumute bani cu 10% anual, deoarece 10% anual, deoarece ele au nevoie să-și cumpere un automobil, să-și cumpere un iPhone, să-și cumpere ceea ce vor ele. Respectiv, persoanele date împrumută 1000 de euro, ai tăi 1000 de euro de la bancă, își cumpără ceea ce cumpără, mai departe întorc băncii 1100 de euro, să spunem, da? Mai departe, iată, aceste persoane, ele întorc băncii, să zicem așa, 1100 de euro, da? Ceea ce, practic, plus 10%. Și mai departe, banca îți întoarce ție ale tale 4%. Adică 1040, banca în felul ăsta a câștigat 6% pe seama ta. Tu ai câștigat 4%, 40 de euro timp de un an, ceea ce este destul de puțin. Aparent chestia asta pare a fi convenabilă pentru că te gândești, ok, banii mei stau acolo, eu fără să fac nimic am câștigat aceste 4%, dar atâta timp cât inflația, adică viteza cu care cresc prețurile timp de un an, este, spre exemplu, de 8%, 10% sau chiar mai mult, deja depinde în ce valută calculăm. Păi acest lucru este neconvenabil, deoarece se primește că atâta timp cât banii tăi stau la bancă, ei sunt mâncați de inflație. Prețurile la produsele alimentare, automobile, apartamente, alte bunuri, pur și simplu cresc mult mai repede decât procentul cu care cresc banii tăi, atâta timp cât stau la bancă. Respectiv, ceea ce încerc eu să spun în acest video este că există alte metode mai bune de a înmulți banii tăi în regim pasiv decât banca care pur și simplu câștigă pe spatele tău. Una dintre aceste metode sunt fondurile de împrumuturi. Fonduri P2P. Fondurile de împrumuturi, în principiu, sunt anumite companii care funcționează ca și banca. Ele la fel împrumută de la tine o anumită sumă de bani, să zicem 1000 de euro. Doar că aceste fonduri sunt specializate concret în împrumuturi și ele găsesc persoane care sunt gata să împrumute banii tăi mai departe cu 30-40%, persoane care au nevoie mult mai urgent de bani, să spun așa. Respectiv, acele fonduri pot să-ți ofere ție, spre exemplu, nu 4% anual, dar deja 10, 15 și uneori chiar și mai multe procente anual. Despre aceste fonduri am să-ți vorbesc spre finalul acestui video. O altă metodă de a face ca banii tăi să-ți aducă procente în regim pasiv, fără ca să ții la bancă cu 4%, este bursa. Ce este bursa? Bursa este o piață, să spun așa, unde tu poți să investești în companii străine, în anumite companii care deja au angajați, care vând careva servicii sau produse, respectiv tu poți suma ta de bani să o împrumuți acestor companii, iar aceste companii îți vor
vor împărți mai exact cu tine o părticică din câștigul lor, care se vor numi dividende. Respectiv, tu poți practic să investești în companii care plătesc dividende mari, care îți pot da iarăși aceleași 10, 15, 20% anual, pur și simplu pentru faptul că tu ai investit acei bani în aceste companii, fără ca să ții la bancă iarăși cu 4%. Și cea de-a treia modalitate de a mulți banii tăi la fel în regim pasiv sunt practic criptomonedele, dar nu te grăbi să închizi acest video, să spui că ba, asta este prea riscant, am auzit eu despre chestiile astea, Bitcoin și nu știu ce, nu vorbesc despre Bitcoin în acest video, vorbesc practic despre ceea ce se numește în lumea cripto staking. Practic tot ceea ce vorbeam până acum în acest video, anume despre depozitul bancar, același principiu de fapt el funcționează și în piața criptomonedelor. Practic, tu poți să iei banii tăi, să cumperi cu acești bani anumite criptomonede și aici nu neapărat să fie Bitcoin sau anumite criptomonede volatile pentru ca tu să-ți asumi risc. Pot să fie anumite criptomonede stabile care se numesc stablecoin-uri, criptomonede stabile, care ele permanent au același preț, aceeași valoare, permanent sunt legate de prețul la dolar, să spunem așa, și mai departe acele criptomonede tu le poți depune la procente. Respectiv funcționează la fel ca și banca, îți poate oferi la fel un 10, 15, uneori chiar și mai mult și 20, deja depinde de ce oferte de staking găsim, dar respectiv tu la fel primești procente pentru faptul că banii tăi sunt blocați undeva acolo, temporar, și respectiv pentru asta ești recompensat. Doar că aici ești recompensat la fel în criptomonede, nu primești inițial dolari sau euro, ești recompensat în cripto și mai departe acele criptomonede le poți schimba în euro-dolar și poți retrage acești bani. Cred că ar fi o greșeală foarte mare să nu faci cunoștință cu aceste trei categorii de investiții înainte ca să depui banii tăi la bancă. Deoarece decât să ții banii tăi undeva la bancă, acolo cu iluzia că sunt pur și simplu în siguranță și în timpul ăsta să fie mâncați de inflație, deoarece procentul pe care ți-l oferă banca nu acoperă, nu depășește inflația, pur și simplu poți transfera banii tăi în una dintre aceste trei modalități sau în toate cele trei direcții, trei investiții și între timp cât banii tăi stau acolo, indiferent că vorbim despre 10, 50, 100, 1000 de euro, acești bani pur și simplu să-ți aducă procente. Deoarece pentru a investi în aceste trei categorii, practic, ai nevoie de o sumă, poți începe chiar și cu 10 euro și ai nevoie în principiu de 18 ani, să ai vârsta de 18 ani, în principiu și la bancă pentru a face un depozit bancar ai nevoie de 18 ani și mai departe ai nevoie de un smartphone, de un telefon, smartphone sau de un computer. Computer, respectiv având sau un smartphone sau un computer, deja poți practica aceste trei investiții, poți înmulți banii tăi. Dacă vrei să înțelegi cum funcționează în practică aceste trei modalități de a obține venit pasiv, să spun așa, în descrierea acestui video găsești un mini curs care se numește Venit pasiv pe autopilot. Acest mini curs conține 10 lecții, aceste 10 lecții sunt 80% practică, ci în aceste 10 lecții ți-am arătat pas cu pas, direct pe ecranul computerului meu, ce trebuie să faci, unde trebuie să te înregistrezi, unde trebuie să transferi banii tăi, cum retragi câștigul, în principiu toți pașii, fiecare etapă, tot ce trebuie să faci tu pentru ca să pui banii tăi să lucreze și să înceapă să-ți genereze procente în fiecare lună, un venit 100% pasiv care o să-ți vină pur și simplu pe card sau în contul tău bancar fără ca tu să faci nimic. Nu trebuie să înveți absolut nimic, nu trebuie să, nu știu, să te informezi, să nu știu ce, tot ce trebuie să faci este să privești aceste 10 lecții, să urmezi pur și simplu ceea ce ți arăt eu pe ecranul computerului meu și mai departe vei avea acest venit pasiv, după care îmi vei spune mulțumesc. Linkul către minicurs îl găsești în descrierea acestui video. Între timp eu îți mulțumesc că ai privit acest video până la urmă și te invit să te abonezi la canal în cazul în care vrei să afli și alte metode de a câștiga mai mult sau de a înmulți banii tăi cu ajutorul investițiilor, deoarece anume despre asta vorbim